Prefectura Olt spune nu consumului de droguri. În această dimineață, inspectorul general Felicia Man, reprezentanții Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată, ai Centrului Județean Antidrog, ai Direcției de Sănătate Publică și cei ai inspectoratelor de poliție și jandarmi, au participat la o întâlnire de lucru alături de prefectul Silviu Neacșu, în cadrul căreia a fost dezbătută problema consumului de droguri la nivelul județului. Întâlnirea a avut drept scop consolidarea factorilor de protecție și reducerea celor de risc prin implementarea unor intervenții și măsuri specifice de conștientizare a populației generale, în special a copiilor și tinerilor, privind consecințele consumului de droguri ilicite și alte substanțe psihoactive, precum și efectele pe termen scurt, mediu și lung ale administrării substanțelor halucinogene, se spune într-un comunicat transmis de instituția prefectului. Astfel, în perioada următoare vor fi organizate o serie de acțiuni care să conducă la combaterea consumului de droguri ilicite și alte substanțe psihoactive. Numai departe de primăvara anului trecut, procurorii au destructurat o grupare de traficanți de droguri în Slatina. Din cei 44 de inculpați, 15 sunt elevi ai unor licee slătinene.